Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV. Este timpul pentru o pastilă de sănătate. Invitată în studioul Nova TV, Monica Maria Degeu, terapeut remedii florale Bach. Astăzi am ales să vorbim despre grija excesivă și despre floarea de cicoare. Cum ne poate ajuta floarea de cicoare? Ce tratează și ce intră în această grijă excesivă? Monica, bine ai revenit alături de bine noi. V-am găsit, bine am găsit telespectatorii noștri. Deci vorbim despre cicoare în această seară și despre calitățile pe care le are, multiplele ei calități, și una dintre ele mai puțin cunoscută la noi este că din această floare de cicoare a fost preparat în 1930 de către medicul englez Edward Bach un preparat cicorii care se adresează acelei părți ale noastre nepalpabile, dar care poate să ducă la anumite afecțiuni efectiv ale sănătății noastre, dacă nu suntem atenți la modul în care gestionăm această emoție care este tratată de cicorii. Și cicorii este acel remediu care este necesar atât pentru noi cât și pentru copii în momentul în care dezvolți o preocupare exagerată pentru binele celorlalți și e un sentiment matern pe care îl avem, să ne preocupe, bineînțeles, cei din jur și mai ales copilul nostru, însă să te preocupi dintr-un statut și dintr-o ținută de echilibru, să fii o mamă în echilibru și să nu fii o mamă prea preocupată, prea îngrijorată și care să impui anumiți termeni, anumiți, să zicem, anumite metode de creștere a copilului tău, care înseamnă să fii pisălog, să fii din calea afară de îngrijorat, și asta nu duce la un sentiment benefic și de creștere echilibrată a tânărului, a viitorului tânăr de lângă tine. Deci practic folosim acest remediu, cicoarea, folosim atât noi ca și părinți, cât și, cât și copiii o pot folosi, adolescenți, pentru a trezi partea aceasta sufletească, dar și obiectivitatea. Exact, exact. Pentru a nu fi atât de prinși cumva într-un sentiment de preocupare exagerată. Să fim mai indulgenți față de cei din jurul nostru, indiferent că e copil sau părinte, poate fi și un copil foarte îngrijorat sau foarte preocupat cumva de ce spune mama și tata. Și atunci el nu își poate duce bunului drum, să zicem, sau drumul lui din cauza faptului că este foarte influențat de... Că noi mereu vrem să schimbăm calea, că noi mereu vrem, da, da. Și de foarte multe ori în timp realizezi și poate chiar îi reproșezi, dar de ce ai ținut cont de sfatul meu dacă tu ți-ai dorit atât de mult altceva? Deci asta, o comunicare, să dezvolți o comunicare echilibrată cu copilul tău, astfel încât să reușești să afli ce își dorește el mult și să reușești să-l și lași. Reușești să și lași să facă ceea ce își dorește el mult. Spune-mi, da, Monica, spune-ne telespectatorilor, în cât timp se văd rezultatele folosind remediul floral Bach? Remediul este cel care acționează timp de 30 de zile, deși să zicem, o cură sau un tratament, chiar să-l numim tratament al unor părți nepalpabile din noi, este de 3 săptămâni, în care tu să-ți temperezi puțin atitudinea, să o recunoști. E mare lucru inițial să recunoști că ai o astfel de atitudine și atunci relația cu un psiholog, cu un terapeut este extraordinară, ca să recunoști ceea ce simți și să-ți dai
dai seama că poate fi tratat, ameliorat și în 3 săptămâni este o doză inițială pe care o recomandăm ca și terapeuți să o parcurgi pe de-a întregul 3 săptămâni, după care să vezi efectele și efectele sau ceea ce scoate poate îngrijorarea ta. Este ceva la suprafață acum, apărut în urma unui alt eveniment, poate mai îngrijorător, prin care tu ai trecut și să ai nevoie și de un alt remediu care să te ajute să tratezi în profunzime ceea ce ți s-a întâmplat și ție pe de-a lungul vieții tale. De ce ești un părinte atât de îngrijorat? Înseamnă că și tu, la rândul tău, ai fost tratat cu îngrijorare. Acestea au fost informațiile oferite de terapeutul nostru, Monica Maria Degeu. Vă invit să urmăriți emisiunea Mediaș 120. Vorbim acolo despre emoții negative, examene, părinți, copii, emoții, stări sufletești. La Mediaș 120 începând cu ora 18 și un sfert. La revedere!